Într-un bol, amestecăm drojdia cu zahărul, puțină făină și puțină apă. Acoperim acest amestec și îl lăsăm 10 minute pentru a se activa drojdia. După 10 minute, punem în bol și restul de făină. Un pic de cimbru, oregano și sare. Punem câte puțină apă și începem să frământăm aluatul. Aluatul trebuie să iasă unul moale, mult mai moale decât cel de pâine. După câteva minute de frământare, eu am adăugat și puțin sos de ardei iute, ulei de măsline și puțin parmezan. Am continuat să frământ până când am incorporat bine și noile ingrediente. După 10 minute de înfrământare, am pus puțin ulei de măsline deasupra aluatului, l-am acoperit și l-am lăsat să crească timp de o oră. După o oră, am tapetat o tavă cu hârtie de copt, am turnat în ea aluatul și l-am întins pe toată suprafața tăvii. L-am lăsat 10 minute să se așeze frumos în tavă. Am pus ulei de măsline deasupra și cu ajutorul degetelor am aerat puțin aluatul. Ca topping, eu am folosit câteva bucățele de salam picant și o ceapă tăiată rondele. Am mai presărat și puțin parmezan și am apăsat puțin ingredientele în aluat. Am mai adăugat un pic de cimbru, puțin oregano și apoi am băgat tava la cuptor la 220 de grade pentru 15 minute. După un sfert de oră am scos focaccia din cuptor, am mai acoperit-o până s-a răcit, apoi am tăiat-o în bucăți. A crescut foarte frumos, e foarte aerată și foarte gustoasă.